Și dacă toți suntem în zona asta, zic să o întrebăm și Rebecca, ca să știm că am terminat și că toată lumea e în siguranță, nu? Tu ai fost, Rebecca, cerută până acum? Nu. N-ai fost cerută? Nu. Dar ți-ai dori? Da. Uite-mă o dregem pe asta. Te aștept, Rebecca. Băi, Betty, ce m-am bucurat! Ferească Dumnezeu, Inca și Măicuța! Ce m-am bucurat! M-am uitat în transă! Pepe, te pupăm, Pepe! Ce să te pupăm, Pepe, că la nuntă la pisică l-am trăscăisem groaznic! Da! Și stăteam la masă cu omul ăsta, așa picat Tilinca victimă în calea trăscăielii mele, mai era și cu soția, cu... S-au zis nici, mă rog, nici... Asta e ce s-a zis, noi îl salutăm pe Pepe, da! Îl salutăm, ce s-a zis, a zis! Te iubim, Pepe, mai aveam puțin și, mă rog. Ai inimă de țigan? Frumos parcurs, Rebecca, frumoasă defilare, frumoasă interpretare. Dar unde ești? Care-i povestea? Du-mă bine am acolo. Am descoperit că am un nou talent. Așa. Și vreau să-mi fac, vorbim. Vreau să-mi fac emisiunea mea proprie. În cadrul emisiunii Bravo ai stil, evident. Este ca o rubrică. Au, ok. Și cum Andreea Marin era zâna surprizelor, nu? Da. E în continuare, dragă? A, este, este. Așa. Așa eu o să fiu îngerul plăcerilor. Ok. Și astăzi am descoperit că fetele au câteva dorințe, așa, niște... Care? Da, da, vino. Da. Vino aici lângă mine puțin, da, cred da, că da. Pot ajuta, așa, să facem o... Ia, spunem, cam ce dorințe așa au concurentele astăzi noastre? Am vorbit... Uite, iertați-mă, Iris, tocmai apropo de dorințe, își mângâie conul. Bună seara, România, și bine ați venit în culisele Bravo ai stil. Astăzi vom vorbi cu concurentele. Tu ai un crush muzical? Eu când eram mică, când mă uitam la Enrique Iglesias la televizor, am zis că ăsta o să fie soțul meu. Nu știu ce era cu mine, dar îmi plăcea foarte mult de el. Hai să ne gândim la un cântăreț sau actor sau o personalitate română care să semene cu Enrique Iglesias. Îți vine cineva în minte? Carlos Dreams. Dumneavoastră, aveți un mic crush muzical? Becky îl cunoaște personal și știe de asta, insistă. E mișto, e un stil. Îmi place de Petre Ștefan, mi se pare foarte frumușel. Petre Ștefan! Da, dintre trepării care îmi plac, de el îmi place și fizic, mi se pare foarte frumușel. Da, dacă da. Vorbim despre cineva din străinătate, îl vreau în viața mea, pe The Weeknd, este bărbatul ideal. Deci, Alexandra, tu ești o persoană toxică într-o relație. Nu sunt eu, dar am nevoie de gramul acela de toxicitate în relație. Vreau un bărbat posesiv care să-ți dea cu masă și să-mi zică, nu mai îmbrăca așa, nu mai ieși așa, nu mai face aia. Nu mai... Deci avem așa. Avem Ștefan Bănică. Avem... Stai puțin. Ștefan Bănică junior sau Ștefan Bănică junior? Amândoi! Te-am prins! Îmi place Inisebi. Bun, Inisebi! Uite, Inisebi.
știu că îți plac blondele și am aici, cred că cea mai hot blondă din cadrul emisiunii. Ioi. Da. Deci concluzia este să o păstrăm pe vechi aproape, pentru că dacă vom păstra pe vechi aproape, vom avea multe deschideri, practic. Eu sunt mai conservatoare, așa. Cine îți place? Ți-a plăcut din Tudor? Nu, uite, eu mă gândesc la politică mai mult, mă gândesc la oameni de afaceri, mă gândesc la imobiliare, mă gândesc de ce nu... Doria Popa. Mă gândesc la, nu știu, avocați, medici, da. Spune-mi tu cine ți se pare cel mai frumos băiat din România. Nu pot să dau nume, dar... Ba poți să dai nume? Păi am întrebat că e o părere. E un compliment. Becky, nu, că eu ies cu ea și nu pot să dau nume, nu vreau. Nu mă uit la Becky. Dar la ce te uiți? Mă uit la inteligență, mă uit... Păi tu prima dată când vezi un om, vezi inteligența? Da, în momentul în care deschide gura și începe să vorbească. Pe mine nu mă interesează fizicul. Andrei a da, avut... Da, dacă tot era vorba despre trepări, îl vreau și eu pe Rava. Ea l-are pe Rava. Oh, păi bine că ai zis că se uită omul la televizor, cred că la emisiune și aude și el. Ce faci, Rava? Alexandra. Stai, păi și... Eu nu am. Maria? Nu-mi doresc. Nu, deci la Maria și de la Jasmine n-am reușit să scot nimic. Jasmine a spus că îi plac avocații, doctorii, că păstrează pentru politicienii, ea. Maria... mai conservatoare așa, da, de fel. Că nu, mai mă dau un vânt după trepări. Dar ce politicie? Dacă nu aur, în zona asta, în care aur, zonă? Ferească Dumnezeu și măicuța, maica mea. Dacă nu în zona asta, în ce zonă, Jez? Ia, descrie-l puțin. În primul și în primul rând, nu de aici, din țară. Români. Cred. Băi, acum mersi, așa s-ar fi băgat și ele pe... Normal. Da, și chiar și de la noi, în general, un bărbat puternic, un bărbat inteligent. Iohannis. Da, noi voiam un ceva dar specific. Dar nu e singur, Iohannis. Alexandra, dar cum, adică, am înțeles aceleași gusturi cu Aza, dar cum vrei un bărbat toxic? Nu, era așa un fel de a spune, în sensul în care vreau un bărbat puternic care să pună piciorul în prag. Asta e tipologia mea de bărbat. Nu-mi plac copiii, îmi plac bărbații maturi. Și în sensul în care eu sunt genul de om care are autoritate. Măcar în casă, în familie, să fie altcineva. Pot să vă spun cine mi se pare frumos. Adică nu e neapărat crush-ul meu sau să am așa, dar cine mi se pare un bărbat mișto. Uite, Mario Fresh arată foarte frumos acum, a crescut, merge la sală, cântă, da, e tot pachetul acolo. Mi-mi place Emil Rengle, colegul meu de breaslă, Emil Rengle, mi se pare foarte frumos. Da, dacă aș zice adevărul, Ilinca, ce bărbat îmi doresc da, eu. Da, zi, dragă. Spune. M-am regăsit în ce a zis Alexandra, într-adevăr, să fiu un bărbat puternic și mai zicea ea în culise că, gen, toxicitatea, să bată așa cu pumnul masă și să zică, iată, așa bărbat vreau, gelos, nebun, și cine, amic, cine? Gelozia cine? Nu este o dovadă de iubire. Asta voiam să spun. Da, dar eu nu sunt de acord, pentru, eu știu că nu e o dovadă de iubire, așa e, dar chestia asta la început e foarte atrăgătoare. Bine, și cine ar fi? Cine ar fi, Diana? Toxic. Păi nu știu, trebuie să fie cu... Dar n-am de unde să dau un nume, că asta nu e din industria muzicală. Păi tu ai zis că dacă aș zice eu la cine mă gândesc... Nu, eu cred că bărbatul meu nu o să fie din această industrie. Nu mi-ar plăcea să cânte așa cum fac eu. Ce venim acasă, cântăm amândoi? Nu. Bravo! Păi ce să ce ar la chitară? Unul să aibă trei iahturi și cinci puțuri pe dron. Păi să ne aruncăm din prima așa la iaht, noi ne mergând nici cu lot ca pe Dunăre. Hai să fim puțin potolițele, puțin realiste. Da, dar împătrânesc, asta e problema. Lasă că sunteți tinere, fetelor, aveți toată viața înainte. Iar eu nu foarte mult timp în cadrul emisiunii. Tocmai de-aia vreau să vorbim despre ținuta pe care o propune Rebecca. Iris. Piesa principală, adică rochia, mie nu-mi place. Adică, îmi place structuralia, îmi plac detaliile de corset, îmi place terminația de la gât, îmi plac mânecile, îmi place că e crăpată pe un picior. Dar dantela e urâtă și la fel sunt și penele alea de la mânecă. Mie îmi place, mă-mi place și rochia, îmi place și dantela. Mie Rebecca mi-a plăcut mereu. Rebecca mi-a plăcut mereu, este o fată cu atitudine și ieșință de-a mea. Rebecca mereu este la un nivel înalt. Hai să dezlușim misterul, Rebecca. Ce părere ai? Te invit în fața juraților.
seara, Rebecca! Bună seara! În videoclipul Formation al lui Beyoncé apar niște doamne îmbrăcate fix ca tine. Este un omagiu adus acestui trend curent foarte prezent în Statele Unite ale Americii, în special în partea sudică. Se numește Southern Blackness. Și da, mi se pare că e ceva ce nu a fost până acum prezentat la Bravo I Still. E o nișă foarte îngustă și e foarte bine plasată în contextul acestui show și pentru tine. Îmi place forma pe care o descrie pălăria. Nu mă omor după aceste pene care atârnă, dar înțeleg, avut o situație cu rochia, da. Înțeleg foarte bine ce încerca să descrii. Îți spun sincer, arată foarte bine. Mulțumesc frumos! Rochia luată în sine ca piesă văzută pe un umeraj nu e o rochie frumoasă deloc. Adică n-ar avea o problemă, dar este previzibilă, e un model învechit, etc. Ce ai făcut tu cu rochia și ce viață i-ai dat... Impecabil, băi, impecabil, Rebecca. Impecabil, mai scoate piciorul ca să înțeleagă oamenii ce vorbim, că e o treabă acolo. Inclusiv faptul că ai pantofi fără toc. Aspectul pozitiv în ce ai făcut în seara asta este legat de intenție. Dar, din păcate, nu-mi place rochia absolut deloc. Mai e și murdarea la bază. A târâit-o pe aici, da. Liliana, pe hol. Și la o rochie albă mi se pare o chestiune destul de flagrantă. Știu că e lungă, știu că, nu știu, trebuia să o ții cu mâna, să o legi am până greșit, intri în platou. Am habar greșit n-am. Și n-am fost atentă. Da, e efectiv neagră. Da, am făcut materialul nu-mi place deloc, nu-mi place nici structura din zona taliei, ciorapul ales nu-mi place, îmi place că e negru pentru că se decupează frumos din tot albul ăsta. Dar nu-mi place terminația, deci intenția e foarte bună, dar nu-mi plac deloc piesele, din păcate. Ce soir, nu. Bine. Bravo, Estil! Mulțumesc! Cred că e deja previzibil că vei primi Bravo, Estil. E o intenție și o direcție pe care n-am mai văzut-o. Sunt super uimit și fericit că văd asta la Bravo, Estil. Mulțumesc mult! Felicită, Rebecca! Vorbește cu telespectatorii, te rog! Dragii mei, dacă vreți să aflați mai multe în cadrul emisiunii Îngerul Plăcerilor, votați 3 la 1220.